Bun găsit, vă spun din nou, v-am promis că sunt cu un alt invitat, un alt luptător care va intra mâine în gala Eric Sef cu numărul 43, câștigător al galei Next Fighter și de data aceasta îi spun bine ai venit, Florin Ignat. Bine v-am regăsit, bună ziua! Spune-mi, cum ți s-a părut pentru început conferința de presă? A fost prima ta participare la o conferință de presă, nu? Da, pot spune că e chiar mai emoționantă decât lupta în sine. Adică am avut niște emoții mult mai mari. Dar și în faptul că erau și foarte mulți oameni în... Da, publicul a fost numeros și nu știam ce va fi, cum va fi. V-am spus, mai multe emoții decât la luptă. De data aceasta pe Mircea nu l-am auzit foarte mult în conferință, cum nici pe tine, pentru că sunteți mai la început, nu e o perioadă atât de lungă în care oamenii să vă fi cunoscut foarte mult dincolo de cușcă. Cum crezi că va fi adversarul tău? Mă așteptam și la conferință să fie un pic mai vocal, nu știu, eu îl văd un pic pierdut. La face-off cum l-ai simțit? Acolo e un schimb de energie, fiind foarte apropiați, văzându-vă ochii în ochi, da, privind. Tremura tot, ori de, nu știu, ori de nervi, ori de frică, nu știu cum a fost de parte. Deci oricum, un sentiment a fost resimțit și de tine, fie că e de frică. Da, fie... da, sigur. Te-a definitivat ca om pe tine câștigul, învingerea asupra adversarului tău în gala Next Fighter? Pe Marius în vreme. Da, când l-ai invins pe adversar, nu pe cel pe care l-ai îngalat. Da, normal, a fost o satisfacție foarte mare și voi continua să aduc mai victorii de acum încolo. Cine va fi în colțul tău la gală? Călin Petrișor, care mi-e și antrenor. Antrenorul, da. Da. Și încă doi prieteni. Tatăl va fi fizic? Nu, va fi în fața ecranelor, va susține de acolo și el are mare emoție, îl simt, nu mi-a spus, dar îl simt. De câte ori te-ai dus la antrenamente pe săptămână, Florin? De 4-5 ori am fost, am avut chiar și câte două antrenamente, pe lângă kick am mai făcut și sol. Ai mai avut și, sau nu ai mai avut, ai avut întâmplări nefericite? Am mai avut și accidentări, da, am mai avut și accidentări. Crezi că ți-a fost suficient timpul de pregătire pentru această gală? Ținând cont că și adversarul meu are același timp de antrenament, nu cred că îmi va pune dificultăți. Probabil ar trebui să mă antrenez mai bine, dar... Ținând cont că și el are la fel, nu cred că este un dezavantaj. În cazul în care vei câștiga sau vei pierde această luptă, ipotetic vorbind, da? Știu că pentru nimeni nu e acceptare să se gândească că ar putea fi învins, îți dorești să mai continui? Am spus că îmi doresc să continui, dar dacă voi pierde în fața lui Mirciulică, cu siguranță nu voi putea să merg nici mai departe. Dar cu siguranță îl voi învinge și... voi duce și alte meciuri. Te vei antrena în continuare la sala unde tu mergi și faci antrenamentele? Cu siguranță, am găsit acolo o familie, am fost bine primit și cu siguranță acolo voi continua antrenamentele. La nivel de Instagram, cum ți-a crescut pagina de când ai participat în Next Fighter? Nu pot spune că mi-a crescut foarte mult, nici nu prea sunt așa activ. Dar ai primit felicitări din partea prietenilor și poate și necunoscuților care te-au văzut? Foarte multe, deci tot prietenii au fost de partea mea, chiar și persoanele necunoscute am primit foarte multe felicitări, încurajări. Nu prea am avut, cum să spun, hateri, n-am avut parte și sper că am făcut ceva cum trebuie și de aceea n-am avut hate. Cu siguranță te-ai descurcat, ai dovedit asta în spectacolul, între ghilimele spectacol, pe care l-au văzut cei de acasă și cei care au fost fizic la acea gală. Kilogramele, din punct de vedere fizic, ai rămas același? Am mai dat 2 kilograme în jos. Bine, până la urmă e un lucru normal, din câte știu. Da, antrenamentele sunt foarte, foarte solicitante, așa că na, este un lucru normal. Foarte bine. Ce planuri ai pentru acest meci? Cum crezi că ai putea să-ți învingi adversarul? Eu l-am văzut un adversar foarte slab de la început, așa că, nu știu, probabil o să-l aștept pe el. Deci nu ai nicio temere din punctul ăsta de vedere. Nu, vreau să-și aleagă el unde vrea să se desfășoare lupta, ori jos, ori în picioare. Voi fi pregătit atât în picioare cât și jos. Deși la sol și... Cu siguranță. Ai avut timp de a te antrena cu... M-am antrenat foarte intens. Nu doar pentru el, și pentru alți adversari. Prietena ta ce spune? Este un pic frică, ea speră că nu voi mai continua. Are și ea emoții la fel cum am și eu.
Nu va fi fizic alături de tine? Ba da, va fi. Va veni să te susțină în această gală. Cu ocazia aceasta le reamintesc celor care ne urmăresc că pot intra pe www.rxf.ro pentru că această gală nu va putea fi urmărită pe YouTube, ci doar pe site-ul oficial după ce achiziționați bilete în sistem pay-per-view. Tot reamintesc pe parcursul live-ului, fie pe YouTube sau pe TikTok, pentru că primesc la postările mele deseori întrebarea unde pot urmări această gală. Ei bine, această gală se poate urmări live, dar doar pe site-ul oficial, după ce achiziționați bilet în sistem pay-per-view. Instrucțiunile le aveți atașate pe site, e foarte simplu de achiziționa un bilet, dat fiind faptul că au fost locurile din prima sold out și noi vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi cu toate surprizele pe care RXF-ul le pregătește și de fiecare dată în cadrul emisiunilor Fight Club, în josul paginii, în timpul difuzării, există rubrica de subscribe și clopoțel pentru a fi la zi cu toate detaliile, toate edițiile pregătite în cadrul emisiunilor prezentate și de către colegii noștri. Nu uitați că în fiecare zi de marți și joi de la 19:30 vă puteți bucura de ediții de colecție în cadrul emisiunii Fight Club. Mulțumim sponsorului principal Las Vegas și îmi pare rău că vă rețin atenția pentru câteva momente cu aceste aspecte, dar cred că vă sunt utile și folositoare. Îmi amintesc că atunci când ați venit la Fight Club în platoul emisiunii, Mircea era puțin mai vocal decât tine, Florin. Ești de părere că, nu știu, oamenii care sunt mai vocali vorbesc mult și fac puțin? Chiar vorbeam ieri cu unul dintre concurenți care va lupta și el mâine. De fiecare dată când a venit cineva și tot a comentat, tot a tras în jos adversarul. Au ajuns să le fie frică. Da, s-a întors lupta împotriva lui. Și cred că cu cât dai mai puțin în gură, cu atât faci mai mult în cușcă. Da, e clar că dovada e proba practică până la urmă. Știi că și în viață la teorie stăm bine, practica ne omoară, e o vorbă. Vreau să-ți mulțumesc, Florin, pentru acest interviu pe care ni l-ai acordat înainte de acest meci, pentru că am rămas foarte puține ore. Să nu fii cuprins de emoții, de teamă, ci doar de curaj. Să ai o luptă de succes, bat palma. Mulțumesc și cu tine, frumos. Așa să-ți transmit energia cum am făcut-o și față de ceilalți invitați în cadrul Q&A și îmi doresc să ne revedem și la emisiunile viitoare pe care le prezentăm. Cu siguranță vă și prezent după ce voi fi câștigător. Mulțumesc, Florin Ignat, mulțumesc dumneavoastră că ați fost din nou alături de noi. Rămâneți în continuare pe canalul de YouTube și TikTok pentru că ne reîntoarcem cu alți 4 invitați luptători surpriză pe care cu siguranță îi așteptați cu sufletul la gură și pe ei aici la Q&A. Rămâneți cu RXF.